Dumbrava Gâlgău, echipă ce a devenit la finalul sezonului campioană județeană la fotbal, va susține mâine meciul tur din cadrul dublei manșe a barajului pentru promovarea în Liga 3-a. Adversară va fi Unirea Tășnad, campioana județului Satu Mare, iar primul loc este programat pe stadionul din Tășnad, începând cu ora 18. Dumbrava Gâlgău, câștigătoarea Ligii a 4-a de fotbal în acest sezon, începe lupta pentru promovarea în Liga 3-a, eșalon în care Sălajul o are ca reprezentantă pe FC Zalău. Echipa pregătită de Marius Pașca se duelează într-o dublă manșă cu Unirea Tășnad, campioana județului Satu Mare. În urmă cu 2 ani, antrenorul Pașca a mai susținut un meci de baraj, echipa pe care o pregătea la acea vreme, Luceafărul Bălan, promovând în Liga 3-a tot după o dublă manșă cu Olimpia 2 Satu Mare. Marius Pașca este antrenorul care a promovat și cu FC Zalău în Liga 3-a. Se întâmpla în vara anului 2008. Specialist în jocuri de baraj, dar și în promovări, tehnicianul zălăuan speră să iasă câștigător și de această dată, chiar dacă adversara este destul de valoroasă pentru acest nivel. E sigur că va fi două meciuri foarte, foarte dificile. Am mai zis, am urmărit, am văzut echipa Tășnadului, echipă cu jucători buni, echipă care majoritatea a jucat pe la Olimpia Satu Mare. Dar cu toate astea, noi ne dorim foarte mult să promovăm. Sper că cele două meciuri care le avem de disputat, să avem capacitatea să gestionăm bine situația și, de ce nu, să promovăm și cu Dumbrava Gâlgău. Țin foarte mult, nu? E satul meu natal. Ați văzut și vă ce organizare avem la Dumbrava, ce Dumbrava Arena, ce condiții oferă și ar fi păcat, zic eu, pentru spectatori să nu promovăm. Meciul tur dintre cele două formații este programat mâine începând cu ora 18 pe stadionul din Tășnad.